moșului. Și uite așa, fata moșului în sus, fata moșului în jos, toată ziulica făceau treabă. Da, baba și cu fiică-sa tot cârtitoare erau. Mai moșnege, greu mai ești de cap. După ce că este leneșă și micinoasă, mai are și obrăznicea să vorbească de rău pe fata mea. Degeaba îmi spui, babo, că fata mea e leneșă, supăcioasă și ea la inimă, că mie parcă tot nu-mi vine să cred. Să plece unde o vedea cu ochii. Și moșul zice fetei: dragă tati, tot spune mama ta de tine, ba că ești rea de gură. Și eu zic să te duci și tu în lume, poate așa nu o să mai fie cealaltă casă. Ei, și văzând fata că baba și fiica ei nu se învoiesc cu niciun chip și trebuie să plece de acasă, își lua la revedere de la tatăl ei, își lua un coșuleț cu merinde și plecă în lume. Și merse, și merse, și merse, zi de vară până în seară. Și pe drum întâlni o cățelușă. Ia să vedem o cățelușă. O cățelușă. O cățelușă, gheata de ea, săraca era bolnavă și plină de râie. Și ce zice cățelușa? Fata frumoasă și hai să fiți milă de mine și mai grijește când ești bine și o bine, da. Sigur că da, cățelușo. Și fata moșului, fiind bună și harnică, o îngrijește pe cățelușă și are grijă de ea, după care își vede de drumul ei mai departe. Și merge și merge și merge și ce să vezi, ce vede deodată? Un copac! Ia să vedem noi! Un copac! Un copac! Copac, care era înflorit, da, dar plin de omiz. Și spune-te, fată bună și frumoasă, curăță-mă și pe mine de omiz. Sigur că da, părule. Și uite așa, fata se pune pe treabă și îi ajută. Și curăță ramurile și le aranjează. După care copacul îi mulțumește, iar fata pleacă mai departe. Și merge ea, și merge, și ce să vedeți, că pe drum întâlnește o fântână. O fântână care era plină de nămol și supărată fântâna. Ei, fetiță, unde te duci? Am plecat și eu în lume să văd de lucru. Fetiță dragă, îmi vizitezi un om și pe mine că m-a părăsit tot și m-am vrut de nămol. Poate și te duci și eu cumva. Cu toată inima. Și bineînțeles că uite așa, fata noastră are grijă de fântână, o primenește, o curăță de noroi și-și vede de drumul ei mai departe, pentru că ea trebuia să se întrețină, să-și găsească de lucru. Și merge și merge și merge și ajunge la o casă, la sfânta, care-i sfântul la miercuri. Ah, am uitat, mă scuzați, să întâlnește cu un cuptor. Săracul era dezlipit și stins și nu mergea de nicio culoare. Și ce zice cuptorul? Fată bună, frumoasă, lipește-mă, gâzește-mă și pe mine că voi fi și eu vreodată de folos. Ia să vedem. Și fata? Cu dragă inimă, cuptorul. Și fata îl îngrijește și lipește ca să facă colaci buni pentru mai târziu. Îi mulțumește și pleacă mai departe. În sfârșit, merge și ajunge la sfânta, cum îi zice? Duminică. Așa, duminică. Care îi spune fetei? Dar ce cauți aici, fetiță, și cine ești? Sunt o fată săracă care am pornit în lume să caut de treabă. Sigur că da, eu sunt Sfânta Duminică și am nevoie de ajutor. Eu plec acum la biserică și te las în grijă de copilașii mei și să faci de mâncare. Da, bine. Și pleacă Sfânta Duminică și ce să vezi, apar copilașii. Cine erau copilașii? Copilașii! Copilașii, toate orătănile pământului! Toate orătănile pământului care chiroi
Sfânta Duminică la biserică, la biserică. Și ce să vezi? Mulțumită Sfânta Duminică că fata moșului a îngrijit pe copilași. Bravo, fetiță! Bravo, fetiță! Hai să alegi ce cumpăr vrei tu și ce găsi în el, aceea să-ți fie răsplată. Și fata moșului merge și gândindu-se la drum, uia pe cea mai mică. Uite așa, cea mai mică cutiuță și pornește la drum, fericită că și-a câștigat traiul și se duce din nou spre tatăl. Și ce să vezi? Mergând ea, mergând zi de vară până în seară și făcându-și se foame, se întâlnește cu un cuptor. Un cuptor, plin cu plăcinte de data asta și cu covrigi. Și de așa își alese ea în sfârșit un colonat și un copric și plecă și lăsă și mai departe pentru că nu e gândită. Și merge și merge și se face sete acum. Și ce să vezi? Cine apare în față? Fântâna, care de data asta era frumoasă, primenită și cu apă rece și proaspătă. Prima apă rece și proaspătă și fântâna lească sete. Și-i dă fetei apă rece și proaspătă ca să-și potolească setea. Mai merge. Și mai merge ea ce merge și se întâlnește de data asta cu copacul, care de data asta, după ce că fata l-a curățat, fată bună și frumoasă, ia de la mine o pară frumoasă și dulce. Ia să vedem părul, îi dă o pară mare, frumoasă și dulce. Și uite așa, încărcată de toate cele bune, pleacă mai departe. Pe drum, întâlnește o cățelușă. Cățelușa, care de data asta nu mai era șcheapă, nu mai era bolnavă și era veselă și frumoasă și purta o salbă de mărgele. Și oferă ce? Ei, și toate bune și frumoase, merge ea și merge și ajunge acasă. Ei, să vezi, ajunge acasă și se duce la tatăl ei și deschide cutia. Și ce să vezi acolo? Toate minunățile lumii. Ia uite ce are acolo. Ia să vedem. Când vede baba asta, moare de invidie și spune fiicăsii. Vai de mine și de mine, ce bogăție! A fost în țară lină și asta se dobândească atâtea. Acum pe loc să te și la Sfântă Duminica și să te duci la fel de bogat. Dă-mi frică singură! Vai să te duci! Și uite așa, pleacă amărâta de fată să ia o ladă de la Sfânta Duminica. Și merge ea, și merge, și pe drum se întâlnește o cățelușă, care, bineînțeles că de data asta, iar cățelușa era șchioapă și mergea în jurul ei și îi spune. Fată frumoasă și mai fie-ți milă de mine și mă duce că te-a prindu și-o tine pe tatăl. Cum să murdăresc eu mâinile pentru tine? Pleacă-te! Ce răutate! Și merge și merge și dă de un copac! Un copac care era plin de omiz și vai de el. Și care o roadă gândeva. Fată bună și frumoasă, curăță-mă și pe mine de omiz. Cum să-mi zgâri eu mâinile pentru tine? Lasă-mă în pace. Și pleacă mai departe. Cine a văzut o asemenea răutate? Și merge și se întâlnește
cu fântânița. Ia să vedem noi fântâna. Plină de noroi de data asta, iar s-a fântărit. Fată bună, fată bună și frumoasă, grijesc-mă și pe mine cum a părășit tot și m-a mult de noroi. Fată și de ajuns și eu să fac. Cum să murdăresc și eu mâinile pentru tine? Pleacă! Și uite așa, o repede și pe viața fântână și merge mai departe și se întâlnește cu cuptorul. Cu un cuptor iar stins săracul și deslipit. Cuptorul deslipit. Care o roagă pe fată, da? Fată bună și frumoasă, lipește-mă, îngrijește-mă și pe mine, că voi fi și eu de folos. Cum să ard eu mâinile? Să-mi stric eu manicura? Eu acum trebuie m-am făcut-o, du-te de aici! Și uite, ajunge și pleacă și merge, în sfârșit, ce să vă mai spun, ajunge la Sfânta Duminică. Dar ce cauți aici, fetiță, și cine ești? Am venit și eu să iau și eu un cufăr din ăla ca sorei mele, dar să mi-l dai repede, că eu trebuie să merg acasă, că mă așteaptă mama. Sigur că da, eu sunt Sfânta Duminică și am nevoie de ajutor. Eu plec acum la biserică și te las să grijă în copilaș pe și să faci de mâncare. Și uite așa plecă viața sfântăță. Și uite așa plecă viața Sfânta Duminică și rămâne fata cu copilașii să facă curățenie. Copilașii, ce să vezi, toate momentele la Pământului, dar pentru că primarea asta e așa, stai așa, pentru că era rea și la plână și nu vrea să-i ajute, nu a făcut nimic, nu i-a îngrijit. Vine viața Sfânta Duminică de la biserică și se ia cu mâinile de cap. Liniște! Ce să facă? Se duce să-i dea răsplata, numai ca să scape de ea. Hai să dea răsplata pentru vrednicia ta. Uite, alegeți ce cufăr vrei, dar să te schizi decât numai acasă. Pe asta-mi iau. Și le alege pe cel mai mare, că de-aia a venit, nu? Și merge, și merge, și merge, și pe drum. Se întâlnește cu cuptorul. Și cum era ea săraca, lihnită de foame, vede plăcintele. Cuptorule, dă-mi și mie, mă simtă că mi-e foame. Nu. Mă nu-ți dau nimic, că nici tu nu mai zic cât te-a mâncat. Și fata, ce face? Vrea să ia o plăcintă? Și a frit mâna. Și pleacă, uite așa săraca, târâși grăbiș, înfometată, și ajunge la fântâniță, frumoasă și aranjată, ca o zi de vară, și murind de sete, îi spun. Fântâna, dă-mi și mie un pahar cu apă, că mi-e sete și nu mai... Nu, că nu mai curățată în urmă, și nici eu nu dau. Și uite așa, vezi, dacă nu ți-a ajuns prietenii ce se întâmplă, și pleacă mai departe, se întâlnește cu copacul. Plin de fere, fumetată, deci n-a mâncat nici plăcinte, nici apă, și vede o pară. Și încearcă să prindă, dar uite așa, nu reușește copacul și ridică mâinile în sus. Și nu reușește să prindă și pleacă mai departe, și pleacă mai departe, și peste cine, da? Peste cățelușă.